Glumă-i glumă, dar să știți că Irina consumă foarte mult. Se mira Antonio la masă, îi spunea Roberto că mai au decât o sticlă de vin pe care au de sucut acum la masă și spunea Antonio, păi cum bă, și restul unde e? Ce ai făcut? Ai tu cu Irina? Și îi spune Roberto, da, câte două pahare de fiecare. Și Antonio, păi cum, ca seara ne-am pus de 4 ori. Deci vă dați seama, Irina a băut împreună cu Roberto o sticlă de vin înainte să mănânce. Mi se pare prea mult. Ca ce chestie? Adică cu ce scop? Ce au sărbătorit? Că nu e nimic, e o zi obișnuită și pe ea prost, așa, în continuu. Eu am observat asta, adică Roberto știu că le cam consumă destul de mult, dar Irina, ca fată, mi se pare foarte mult. Deci, vă dați seama, se certau părinții că a băut Irina vin. Deci, mi se pare mult, mult de tot. Oricum, și la băieți, un pic am exagerat, având în vedere că nu există zi să nu bea 3 sticle de vin pe zi.